Salutare tuturor la un nou episod turnat în acest nou an 2024, sezonul 3 dacă vreți tare de tot, împreună cu dumneavoastră evident cei mai fideli susținători ai noștri, cu gazdele de la BAC 52 care au acest super studio, cu sponsorii de la Betano cărora le mulțumim pentru că acest proiect probabil că n-ar fi existat sau ar fi mers mai greu fără sprijinul lor și nu în ultimul rând cu uh, cei de la SAS Gym care vă așteaptă poate mai mult ca niciodată la sală acum după sărbători, deși au trecut câteva zile, e greu să scape așa de kilograme, vă spun pe propria piele, ori în capitală sunt ambele, ambele săle, ambele locații, ori la piața Alba Iulia, o locație foarte, foarte la îndemână, sau în drumul taberei, intrați pe site și vedeți și adresele Exacte. V-ați obișnuit ca din când în când episoadele noastre să aibă legătură cu fotbalul prin prisma faptului că lucrez în presa sportivă de foarte mulți ani și mai mult decât atât cu suporterii, pentru că ce ar fi fotbalul fără suporteri. Și după ce ați văzut, nu mai e cazul să-i nominalizăm, există pe uh, pagina oficială de YouTube tare de tot despre cine e vorba, după ce ați văzut câțiva lideri de galerie, astăzi l-am adus poate pe cel mai vechi dintre ei, dar nu învechit, atenție, un om care așa de o bună perioadă de timp acționează nu neapărat din umbră, dar mai încet așa s-a mai domolit, pentru că i-a ajuns o perioadă foarte, foarte tumultoasă. Când uh, toată lumea îl știe urcat pe garduri la meciurile Stelei din Champions League cu Odita Mai, șarfa Șarfa, albastră bineînțeles, încurajând uh, echipa și uh, dirijându-i pe uh, cei din Peluza Sud sau pe cei din Armata Ultra. Gata, cu introducerea îl salutăm pe Jean Pavel, cu siguranță suporterii Stelei, Bună știm foarte bine. Dar pe vremea aceea nu există Peluza Sud. Pe vremea aceea nu exista. A existat, Ce exista? A Ce exista? exista chiar? Peluza Nord. Peluza Nord. Da, pentru că eu am făcut-o. Galeria Stelei în anii comunismului a stat la sectorul 22, tribuna a doua. Nu, nu e ok, stai așa, gata. După care o parte din galerie s-a mutat la Peluza unde e sudo acum, unde era lăzat cu tabela, la meciul cu Aseroma mai, mai degrabă în 84. Iar în 89-90, eu cu o parte din tineri ne-am mutat în partea cealaltă și am făcut cea mai mare galerie din țara asta. Și Armata Ultra totul. Armata Ultra era o facțiune. Da, era, păi da. Așa se numea uh -huh. Armata Ultra. Deci, practic, ai pus bazele... Uh... Da. Am mers până licee, am mers până în școli, am întrebat care sunt, sunt esteliși, și uite ne vedem la ora de acolo. I-am cărat cu basculanta, i-am cărat cu... Câți ne aveai atunci? 18 ani. Da? Da. Și nici nu mai e cazul să te întreb de dragostea față de aceste culori, pentru că tu ești Dragoste legat dintotdeauna de, da. de, de steaua, da, de nu? De mic copil, da. De mic copil. Da. Ai făcut sport acolo. Da. da. Și te ai erijat-o așa în lider la vremea aia sau pur și simplu curentul te-a condus și ei te-au uh, văzut am fost, ca un lider? Am fost uh, o figură care a ieșit permanent în evidență încă de, din vremea copilăriei. Iar în, uh, în anii în 89 după Revoluție uh, am pierdut un prieten drag la Revoluție, care a plecat din cartier cu mine, eu m-am întors, el nu s-a mai întors, m-am întors pe 3 ianuarie acasă, el a murit în noaptea de 21, Cristi Toporan. Uh -huh. Asta a fost viața, de atunci și mulți au crezut în mine, pentru că nu lăsam prieteni niciodată în spate. Toți plecam 20 la meci, 20 ne întorceam acasă. Deci tu ai făcut Revoluția, dar nu te-ai bătut cu pumnul în piept, cu nu, certificat, cu... Am hârtii, eu am fost poate singurul care uh, am refuzat uh, să-mi iau certificatul de revoluționar și l-am ținut pe președintele României atunci cu un minut, cu mâna întinsă și nu mi-a ridicat nici medalia și nici certificatul. Nu? Nu. De ce? Că nu am vrut. În semn de protest, probabil, nu? Nu, în semn pentru că atunci când am ieșit la Revoluție, nu am ieșit să pun mâna pe o facilitate pentru mine sau pentru apropiații mei. Am ieșit strict dintr-un punct de vedere care credeam în libertate, în alte principii decât cele comuniste. Pe păi bine, la vremea nimeni nu știa că poate să aibă parte de vreo facilitate. Nu știa dacă să mai întoarce viu acasă, dacă tot a. Ar... Dar ar... nici nu. Am deschis subiectul nici ăsta. Practic, nici eu te pregăti în zilele alea de așa ceva. Da. Da. Spunem, ziceai de meciul cu, cu Ase Roma. Da. Da? atunci nu era galerie? Ba, erau două. Da, micuțe. Un sector în, în peluza unde este sudul acum, în da. peluza cu tabela, și un sector 22 deasupra tunelului la fostul stadion. Și mulți militari? Nu. Militarii... Nu. Nu. Erau? Erau, dar nu erau mulți. Nu, nu. Nu, nu știi că erau și numele uh, rivalilor, că așa v-ați completat și voi publicul. S-au cu... completat la unele meciuri, într-adevăr, pe timpul lui Ceaușescu cu militari, dar să știi că cei militari veneau de bunăvoie, pentru că la ora aia aveți o echipă care... Oh, da. Nu că spun eu, da. spun cifrele. Uh -huh. Plus că oamenii și ajutau. Uh... Făceau curat după meci, erau și anumite chestii. Nu? No? Da, da, Îi da. băga Dumnezeu să-l odihnească, nu știu dacă era atunci... Radu Ionescu, Radu Ionescu da. îi băga să calce da, la pauză. Da. El se ocupa era administratul Bra stadionului. Brazdele, da. da. Fost oribist. Da, dar a venit după da. Rudi Conrad. Nu, și Rudi Conrad era uh, îngrijitorul terenului. Uh -huh. Păi și Radu la fel. Radu Ionescu era uh, administratorul bazei. Ah, ok, ok. Și înaintea meciurilor, când ploua afară, veneau elicopterele. Oh, uh, nu, nu. Ai, uh, doar două meciuri au fost cu elicopter, la meciul cu Helsinki și la meciul cu, dacă nu mă înșel, cercul Underlecht. Cu, uh -huh. cu pițurcă. Da, doar da. atunci au uh, au, udat, adică au uscat un pic cu un elicopter de de armată suprafața de joc. Deci tu atunci ai amintiri uh, în calitate de suporter al Stelei? Uh... Eram uh, printre cei care conduceau galeria și la ora Dar nu avea uh, amploarea pe care... Nu, uh, amploarea care... Am, avea să o Avea să dup după Revoluție. După, după Revoluție. Da. da. De ce n-a avut atunci... Pentru că era o, mic. Un astfel de... Pentru că era mic. Eu am făcut 18 ani... Păi și nu se găsea alt Jean Pavel înaintea ta? Nu, înainte, nu? înaintea mea era un tip uh, destul de... Era în vieții. Da. Uh, Mali Vlad. Uh, Înaintea lui a mai fost uh, gelul cheriosu, uh -huh. înaintea lui a fost poștașul, Alele. Cam ăștia sunt liderii care, uh, Bobei, Pepsi, dar n-au fost șef de galerie. Pelicanul. Da, da, uh, da. Adică sunt oameni care uh, erau acolo, în, în primi, în prim plan. Știi? Deci tu, practic, ești uh, liderul, uh, nu știu, galeriei moderne. A, nu sunt lider, sunt cel care a construit care galeria. Care a creat? Da. Eu când adică am un pionier. Deci eu, eu când am plecat din, din Peluza cu tabela, unde e Sudul acum, da. am plecat cu 25. Într-o galerie, dacă uitați pe, pe ziarle vremii sau pe televiziuni, într-o galerie care nu depășea 500 600 de oameni. Aia era nucleul pe vremea aia. Uh -huh. Și bă, era Marin Vlad care, dacă te vedea că nu cânti, avea o țeavă de-aia și îți băga una în cap. Și a dat într-un prieten meu care era și din cartier. Da. Și atunci i-am luat apărarea și am zis, ia băi, care vreți, haideți cu mine. Și au mers foarte mult da. Și pe parcursul timpului. Și în doi ani de zile am mers până în licee, am avut și susținerea uh, susținerea domnului general Oțelea, uh -huh. în care era comandantul clubului. Atunci. Era comandantul clubului, da? I-am spus, i-am cerut din perios să ne ajute cu bilete, măcar în primii doi ani. Ne-a dat 200, ne-a dat 300, ne-a dat 500, până am reușit să umplem Peluza. Uh -huh. Și după aceea a început să aducă singuri, unii cu alții unii, alții. unii cu alții. Da. Sau unii pe alții. Unii pe alții, unii veneau. De la blog, din cartier, de peste tot se strângea. Pentru că mergeam în, în, în număr foarte mare în deplasări. În... Aici deja trecem în anii 90, nu? În anii 90, Acum da, când da, spui da, asta. Da, da, da. Și ce te-a ținut așa conectat în viață să continui? Că presupun că nu e... Nu presupun, sunt sigur. Nu e ușor weekend de weekend în deplasare nu, acasă, pe frig. Nu și da. la voi nu e tată să stai... Chiar și ca jurnalist la masa presei. Nu era weekend weekend. Ești. Era acolo. chiar zilnic. Era o implicare zilnică. Pentru că... Cu BNR, cu trebuia să scenografii. Faci cu... da, pentru fiecare meci. Du-te umblă după autocare, du-te umblă după microbuze, du-te vezi ce tren avem, vezi ce... de unde facem rost de bani. Da, da, da. Da, erau multe probleme de rezolvat. Mai lua poliția pe vrun, nu trebuia să te mai duci să mai... Păi ajungem și acolo. Presupun că au existat multe episoade de genul acesta, mai ales venite prin prisma răfuierilor cu e, galeriile adverse. E inevitabilă, da. Între viața de suport e inevitabilă uh, la uh, asta. Da, da. da. Uh -huh. Și ai așa un episod ca acum vorba aia, au Sunt trecut. multe episoade, dar nu vreau să Păi nu, nu, eu nu te pun acum nu să ne vreau să, uh, să scot e... în evidență Lumea știe la, la, la momentul în care au fost litigi astea, altercațiile Se știe foarte clar cum au decurs Dar te-ai temut vreodată pentru viața ta? Nu Nu, adică nu, nu s-a ajuns, că sunt multe legende de ne. Domne, că erau să se omoare, că dacă nu intra Da, pe... putem să ne omorâm A, da? Da, au existat bătăi crunte. De la, vorbim în 84, când s-a, când spart autocarul Dinamo, vezi că a fost, a rămas doar șasiu. Deci nici tablă nu mai avea. În 84 în chiențea? Nu, la, a fost meci pe 23 august da. și așa a picat, a trecut autocarul Dinamo exact până nucleul lui stau. Și îți dai seama ce s-a întâmplat. Cu jucătorii în el? Da, cu jucătorii în el. Da. Și tu erai acolo, nu? Bineînțeles, eram un copil, eram avem aproape 15 ani. Da, și după ce te-ai mărit, probabil că au urmat și uh, alte episoade de genul ăsta. Da da, 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 au fost. Și pe la Craiova, și pe la Pitești, și pe la Dinamo, și pe la Rapid, peste tot. Dar cu Dinamo era ura maximă, nu? Uh... Pentru că ei uh, susțin, și eu eram copil atunci, nu se poate vorbi de, de profesie de, de. Da, cu Dinamo era ora maximă, pentru că uh, cu Rapidul am avut o perioadă destul de lungă în care am fost uh, Foarte apropi apropiați, da, de pe timpul Ceaușescu. Uh, în schimb, după Revoluție, uh, eu am fost singurul șef de galerie care nu am semnat pactul de neagresiune, dacă vă amintiți bine, nu mai acea aminte. ședință de, uh, sub uh, stadionul Diolești. Nu mai mi-aduc aminte. Acolo a fost în 90 și uh, inițiatorii a fost cei de la Rapid și am spus nu, acum a venit timpul nostru, cum ați făcut voi pe timpul lui Ceaușescu, așa o să facem noi pe timpul ăsta altul. Deci pactul de neagresiune presupunea ce? Bine, să neagresiune nu, înțelegem, să dar... Să nu mai între... batem între noi. Voi cu ei și cu mai da, cine? Cu toate galerile din țară, să nu, mai, să nu mai reziste uh, practic ce vrea să, să ne înfrățim, ce să facem. Să devenim toți steaua, toți dinamo, toți rapid. Nu, să nu vă mai bateți. Nicăieri în lumea asta nu există. Nu există așa ceva. Asta a fost o șpârlă trasă probabil din, din, de un serviciu i uh, și infiltrată, da. băgată, o să putem să controlăm. Păi, știi câți ani am fost controlat și urmărit de SRI? Tu? Bineînțeles. Știi câți ani de zile mi s-a propus de către anumite partide, anumite funcții. Pentru că controlam o masă mare de oameni. Aici am vrut să zic, dar te-am lăsat pe tine, da. Bani! Vezi George Simion. George Simion eu știu de mult. E un oportunist. Treaba lui ce? Da, logic, atunci când controlezi o masă de oameni... El nu-i suporter. Hai să nu dăm în politică. Păi nu o dăm în politică, eu spun adevărul. Păi nu, dar e în Dacă politică. vrea să mă sune și îi spun anumite chestii. Nu, dar deci, spui că te-au contactat oamenii din toate categoriile societății. Da, da. Și ca să te îmbuneze și ca să te sensibilizeze. să ajut, ne-am ajutat. Unde am putut să-i ajute, ne-am ajutat. Ne-am ajutat reciproc. Ah, deci ai cooperat. Nu, n-am cooperat. Păi ai spus că... Să cooperezi înseamnă să dai informații sau să uh, îți dai prietenii în, pop, gât? în gât. Aia înseamnă să cooperezi. Nu. Eu, dacă am ajutat în o altă problemă uh, pe vreun lider care a avut o anumită problemă prin București, i s-a furat mașina sau Aha, alte... Deci atunci... le știei pe toate. Da. 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 Era... Pentru că în galerii... Eram sunt... o persoană foarte influentă în București. În toată lumea. Erai sau încă ești? Nu eram. Păi nu. Și dacă ești, nu cred că e ceva. Da, nu sunt infractor. E... A, nu, nu, dar ai spus influent. Eu n-am da. spus răufamat. Da. Influent. Ca e? să ai legături cu toții, trebuie să știi să fii destul de deștept. Da. Deci eu sunt unul care. N-am o secundă de pușcărie și nu am cazier. Asta e o mândrie în România, să n-ai. O secundă de pușcărie? E... Sau în, în rândul liderilor de o galerie e o mândrie? Sau cum nu să trebuie o... să fii o mândrie. Trebuie să te respecti ca persoană. Adică trebuie să știi până unde să mergi și să fii destul de deștept să nu cazi. Dar n-a fost ușor să te ții departe, nu? Nu, n-a fost ușor. N-a fost ușor. Pentru că bătăi au fost multe. Sute. Da? Da. Bătăi, să înțelegem bine, eu nu încărajez, doamne Gra ferește. Grave. Dar la meciuri... Și după meciuri. Și... Pai nu, nu, în jurul meciurilor. Da, din cauza, din cauza fotbalului. Din cauza nebuniei astea, numite... Din cauza... Steaua. Da. Pasiunii, fanatismului. Da, toți eram... Și eram mulți. Și norocul meu a fost că... Așa a fost, așa m-a dus mintea la ora aia, să mă duc în licee, deci eu aveam 18 ani și mă la copii de 15-16 ani, adică cu câțiva mai mici decât mine și îi convingeam să vină în galerie și gândește-te că peste câțiva ani ei au devenit... Dar nu era ora colare de minori? Adică nu, nu era nu Era, nu era, nu, nu, pentru că nu era colan să facă fapte penale. Sau să-i trimiți la prostituție, da. Da, deci eu... Adică adevărul că sunt galerii care au și copii în... Uh, și Borcea a spus că fisul era în galerie sunt de la 13 ani, Patrick. Păi e normal, pentru că altfel nu vin din spate, pentru că vreau ajung e, la o vârstă în care se însoară, fac copii corect. și nu mai au cum să vină în galerie. Eu merg și la ora asta în galerie. Pentru că majoritatea de acolo sunt uh, oameni crescuți și trecuți până în meciuri, în același timp cu mine. Da. Și pentru unii sunt model. Da. Cât ajunsese să numere uh, Peluza Sud? Nu, nu, nu. Peluza Sud este altceva. Peluza Sud a luat ființă după ce eu m-am certat cu Gigi și am, a existat. A, acel război. Hai că ajungem și acolo. dar... Uh, uh, Peluza Sud s-a împinț, că... împințat după ce eu n-am mai fost. A, ok. Da? După ce eu am uh, okay. renunțat. Ok. Da? okay. De cât, a, cât a, ajuns să numere la un moment dat uh, galeria pe care tu o conduceai? Păi, Așa. Da, ca și galerie, vorbim de o peluză întreagă. Ochi. Okay. La toate meciurile. La toate meciurile. Se vedea. Da? Mai da. mult, uh, după 96, Începuse să treacă și de gardul din Peluza, din, pe, din tribuna a doua, uh -huh. în partea stângă a stadionului, da, da, vreo da. două, trei, chiar patru sectoare. Deci erau. o... uge ce avea de 30.000? Da. Undeva la 8. Cam 1.000, așa. Da. da. Gândește-te că Peluza nu era omul și scaunul, nu era ochi. Erau uh, gradene din alea? Nu erau gradene, nu, erau scaune. Erau scaune atunci? A fost primul stadion în care a avut scaune. Da. N-am călcat atât de... Uh, gradene, timp. gradene a avut pe timpul lui Ceaușescu. A, deci a avut, știam eu ceva da. de la televizor după din Ceaușescu, alea. da. Și după Revoluția... După Revoluția, a... s-au pus, pus scaune. Da. Deci, practic, atunci a fost perioada de gloria ta, nu? De cea mai mare... Uh... Eu Nu a fost perioada de gloria mea, a fost perioada de gloria clubului în care... Am contribuit și eu cu ce am putut. Păi, eu cred că tu și cei pe care, -i, să spunem, conducei, da? Da, eu nu mă, eu, eu nu mă consideram din... că sunt neapărat șeful lor. Lider. Eram, ei mă vedeau ca pe un lider, ei, ei m-au susținut în tot ceea ce făceam pentru că și-au dat seama că eu pentru ei fac treaba asta. Pentru Steaua, în primul rând, și pentru apoi steau, pentru. ei. pentru că ne lega ceva. Exact. Și atunci ei, tot timpul, nu s-a pus niciodată problema dacă unul dintr-un cartier pățea ceva, în secunda următoare urmau consecințele pentru partea adversă. Și atunci nucleul era foarte, foarte bine sudat. Adică aveai grijă de toți? Toată lumea. Nu exista. Nu luau poliție pe nimeni de mine. Adică. Sub nicio formă. Da? Nici o formă. Și erai singur sau aveai și locotenenți? Normal că, normal că trebuie să ai și oameni aproape de tine, pentru că că te-ai fi de... Da, am înțeles. N-ai cum să controlezi atâtea oameni. Ideea e că va va ajuta și rezultatele atunci. Vorbim de trei calificări, lasă titlurile în România. Păi, gândește că de la meciul cu Asia Roma încoace, noi am fost în în, în, în reflectoarele Europei. Da. Cei care au distrus Steaua au fost uh, din 97 în coa. Uh, da și nu. Dacă vorbim de rezultate, nu poți să spui că ai distrus. Pe, pe ce rezultate mai avea steaua în 97? Luam bătaie cu 2-0, cu 3-0, cu 4-0? Stai să nu uh, sărim peste niște uh, amănunte. Vorbim păi... de tre trei calificări consecutive în 93-96. Da. Cu Țiții Dumitriu și cu Stoichiță, nu? Și cu Stoichiță, nu? Stoichiță da. Până m-a plecat în atiție, a rămas Stoichiță. Da. Nu te mai calificat. Cred că ați atins și un sfert de final în Cupa Cupelor, cu Anver? Da. Nu? Sau o semifinală? Da, nu, semifinală a atins fcsb ul Da. Lasă asta. Da. Da. Atunci, cred că a dat Cerniatinski gol. Da. Și vă puteți duce în da. semifinală. Da, da, da. da. Dar meciurile a inclusiv uh, reușita uh, regretatului Prodan cu Glasgow Rangers, nu? era în dreptul Peluzei uh, chiar au, da. unde erai tu. Da, da, da. Peluza Nord era. Da, Peluza Nord, da. da. Și a cine uh, a mai călcat atunci prin ghencea? Uh, Juventus? A venit Juventus, dormund. a venit Dortmund. De trei ori a venit Dortmund. Da. Da. Într-un meci chiar ne-a bătut chiar de ziua mea. Și m-am dus la Zizi și am spus, măcar un rezultat de, calitate. Bine, că știam că n-aveam cum să-i batem. Pentru că aveau echipă, doar noi nu era. Ne-au bătut cu 6-4 acolo. Să -am zicem, ce a fost. Da. Cred că a dat și Augustin Călin atunci vreo două goluri. Da, 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 da. Nu? Da, 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 da. Dar uh, nu s-a pus atunci problema pentru că fiind rezultate... Adică... Nu s-a pus problema pentru că eu știam până unde putem să mergem la ora aia. Nu puteți să-i cer, uh, să ceri unui sportiv. Uh, uh, când e unul singur, hai să l antrenezi. Zici că te, te duce maximum deja. Dar de, depinde de unul singur. Dacă depinde de o echipă, de un nucleu, nu, nu mai e. Gândește-te că Adniel e deja se gândea să plece, a venit Fenerbahce, uh -huh. uh, a rămas... Nu, Galata a venit. La Adrian, la Sabina a venit Fener. Da, la, da, da. Pe după a plecat așa și a rămas, a rămas Sabin. Da. Și pe urmă a venit Fener, ei și am bătut și pe ea și pe urmă a început declinul. Și, și pe urmă singura mare bucurie care a mai fost a fost cu West Ham. Îți aminte? După ce i-am oprit pe autostradă și m-am luat după ei, mă sunat telefoane, trop frumos, nea Viorel Păunescu zicea, Dijane, te rog eu, nu, nu, spargi autocarul, nu... Pentru că fugisem cu mașina pe să și bătaie la Pitești, în Cupa României ne băduse uh, Craiova. Care Craiova nu prea era. Nu era, da. Nu? Dar da. în ce an? Depinde că în 91 câștigați de campionat. No, 91, vorbesc de 98, A, 99. Nu prea. nu prea era. Luam bătaie cu Nea pe, 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 bancă și cu lăgătui secund uh, și nu luam bătaie 4-0, 3-0, 2-0. Și ne-am luat după ei pe autostradă frumos cu mașinile, bam, 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 au luat-o pe câmp, cu trică, cu... Da. Da, na, na. Și, ei, meciul următor, cu, cu duro, cu pe, toată, uh, da, da, da. Uh, Au jucat la uh, meciurile alea două cu Esham. Dumnezeiește. Da. Da. Cumva deci, de frică. Nu de frică, poate că... Uh, <coughs> în bold și-au văzut, băi, cât de, apropiați de apropia sunt ăștia de noi. Da. Haideți și noi să fim uniți, pentru că acolo nu că nu exista un nucleu bun. Acolo existau petreceri. Și clipa când într-o echipă intervine mai mult mișto decât seriozitatea, atunci, rândul la mișto pe celălalt, e la mișto pe tine. Adică, petreceri, spui viața extrasportivă, cumva. Da. Mai mult decât era cazul? Da. Am înțeles. Da. Și asta e un lucru că așa s-a întâmplat. Păi bine, și azi nu se întâmplă la fel. Nu la... Da. Drept, o anumită echipă, drept la toate. O că așa este. Uh -huh. Dar relația ta cu ei... Cu era... jucătorii. Da. Relația mea cu jucătorii era foarte, foarte bună. Îți dai seama, era, acum, era în interesul lor să... Nu era în, lor, era în interesul lor. Era interesul lor să-și vadă de treabă, să nu producă scandaluri. Dacă cineva se lua de vreun jucător cineva cine și oricine și se lua și punea mâna pe telefon. Acel cineva. O Nu, Dar acum îți, îți face așa o aură de justiție? Nu, pe care nu așa o... se întâmpla peste păi da. Lege atunci pentru cine doar pentru noi. Ăștia păi a... lege peste păi puțin s-a făcut vreo vreo se uh, pare că uh, Galea uh, lui Steaua face infracțiuni. S-a întâmplat ceva provocat de, de către noi. Păi n zis de voi, în general, că nu doar voi, păi, cred că... Nu, hai să ne uităm și la latura cealaltă. Hai să ne uităm cât provoacă jandarmeria. Pe timpul meu a existat un, un, un pact uh, verbal în care am avut o anumită distanță între noi. Pentru noi a exista uh, tipul ăla de... Uh, ăla de la jandarmerie se vede cu o tresă pe umăr și începe și face și uh, pe leuc, uh, Excesul de zel. Da face pe că vine el de la țară și e mare smarroi. Da. Ăsta din București mai bea și el o bere și îl scuipă pe la alt. Și uite așa se întâmplă nenorocirea. Dar dacă te uiți la câtă jandarmerie vine pe stadionul Steaua, la meciul de Liga 2 și când se duce la un meci de Liga 1 care e mult mai da. riscant. Da. Adică mai puțini jandarmi. E... Uitați-vă cum când a venit FCSB-ul primul meci în Ghencea, ce forțe. Da, da, fost a, am trecut. Cu elicoptere. Da, 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 am fost la meci. Păi stai puțin. Vezi că chiar atunci se putea întâmpla lucruri grave. Deci vreau să spun că au luat oameni din casă poliția cu două săptămâni înainte. Le-a spus că îi bagă la pușcărie. Pe dacă veneau la mine pe vremea aia și făceau treaba asta, la primul post de televiziune mă și spuneam, nu mai suntem stat. Suntem stat polițienesc. Și faceți voi ce vreți și o să facem și noi ce vrem. Pentru că aia nu-i lege. Păi de ce i-a luat pe oameni din case? Păi adică ca, în... ca să le inoculeze se... un pic de frică. Ca să-i timoreze. Da, să nu poată să facă... Uh, să iasă la bătaie pe stradă, să facă altceva. Da. Da, da, a fost uh, iureș. Dacă s-a ajuns... Iureș Marea a fost. S-a să... rupi și la șase dimineața să destructurezi... Ce? O brigadă din, dintr-o galerie că a furat un, un steag? A, da, 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 știu și bine că mi-ai uh, reamintit. Păi da. stai puțin, da, câte da. steaguri s-au furat în lumea asta? Înaintea meciului, da? Păi numai la noi este așa Noi ne îndreptăm ca țară spre Rusia, deși spunem că suntem în Europa. Uitați-vă ce face statul cu tot poporul. Nu vă creștem taxele, dar dăm creștere de taxe înainte de 31. Nu am crescut-o în 1 ianuarie. Deci nu avem taxe noi în 2024. Le-am făcut în 2023, în decembrie, ca să le avem în 2024. Dar noi nu ne avem taxe noi. Da. Dar, de fapt, ele au intrat în... Da, uh... da, da, știu. Păi, ceva, ce ne mințim? Da. Dar ne... zic de episodul ăsta, știu, a fost Iureș Mare cu... Uh... Nu cu numai cu asta purat, și multe chestii de acest gen... trecut, e foarte recent și... Da, multe chestii de acest gen se produc. Pentru că uh, le e foarte frică ca nu cumva suporterii să se unească și să facă răzmeriți în stradă. Aduți aminte când veneau la, la proteste suportării, se schimba treaba. Și lor le, le e tare frică să nu se întâmple așa ceva. Pentru că lumea este inflamată și ca să poți să ții lumea în control, n-ai nevoie de un, unii care se inflameze mai rău. Și atunci pui asupra lor o presiune până o să bubuie. Sau, când ai nevoie de ei, folosești. La noi în galerie nu se poate face așa ceva. La, vorbi... la altele am înțeles că s-a întâmplat. La altele se știe clar. Rapidul și dinamo, cu toată uh, tăria, o spun, sunt controlați de către uh, anumite partide. Asta e părerea ta, hă? nu? Nu, Cum o să nu. Cosul certific frumos. Uitați-vă la Dinamo. Vă dau poze cu un lider de galerie îmbrăcat în PSD acum câțiva ani și anul trecut îmbrăcat în PNL. Cu Elias? Da. Cum e îmbrăcat în PNL? Pe păi ce? Veste cu PSD, cu PNL, pe el cu tot. M-ați văzut vreodată pe mine îmbrăcat într-un tricou cu vreun partid politic? Păi și ce n are voie mult să se îmbrace? Adică păi -ai nu, să nu, cu oameni din galerie. A, da? Păi cum? Se duce, ce bani? Pa, pa. Da? Sau coloase îmi deschid și mie ușa aia. Se întâmplă asta, da? Da. De-aia nu suntem iubiți. Noi, steaua, de nu suntem iubiți. Pentru că nu acceptăm și în planul care îl facem acum avem grijă să nu cumva se intre vreun lider politic să acapareze uh, la suprafață. Că n-are cum să ne acapareze. Și rapidul niciodată. de cine e susținut? Tot PSD. Păi aduți aminte. Tu din Liga 4, a, pe Păi nu spun galeria lui Rapid, a fost mai de partid? Este. Păi n-a fost... Hai că... Și aici iar intrăm într-o într polemică. Ei spun, domne, steaua sau, uh, sunt comuniști. Da. Păi, nu, nu știu istorie. Ceaușei. Păi nu sunt ceaușei. steaua s-a născut, a luat ființă în 1947, când în, în țară era armata regală. Regele a abdicat pe 31 decembrie. 47. Dinamo în 48 Au venit pe tankurile sovietice Dar cine nu are școală Da Și apropo de rapid Că nu suntem membri de partid În 23 s-au născut 1923 Cine a făcut greva de la CFR Greva din 30 Da mă simt că la Cine a făcut-o Ua de istorie. Cei de la fii referat. Deci? Când a venit Partidul Comunist. Păi ce legătură are? Pe cum, adică? Pe România era comunistă? Atunci nu. Și atunci? Cum a devenit comunistă? De la greva din 35 <gri> încoace, permanent, Partidul Comunist a acaparat, a acaparat, atunci au trecut atâția ani. Bun, dar hai să nu dăm cu mămăliganul și noi A, să ne vedem să Să spui vene. că voi ați fost singuri da, împotriva nu tuturor. Sunt, da, nu, e vrăjeală. Adică... Și pe timpul Copos, Copos, implicarea era PSD mare la rapid. Ce, nu știm, cu, cu, cu văcăroiul, cu... Păi bine, așa și la steaua ai amintit... De... Ce? Se spunea, se spunea că, vezi, doamne, uh, uh, cu ce? Ne ține în brațe Hrebenciuc Da, se spune așa asta. Deși Hrebenciuc n-a ocupat Nu știu ce funcție Secretar general a fost a, al... Da, Brunan II a fost secretar general Dar omul, vreți să spun ceva? Chiar Nu ne-a ajutat Când ar fi putut să se implice la anumite chestii Ne-a lăsat În pace Mhm mm nu ți aminte că n-au pus pe Ilie să-ți candideze la, 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 primărie? Și... Pe Ilie Da. A ieșit? Nu. De ce? Că nu avea putere. Păi dacă galeria lui era cu el? Lua? Păi cred că lua. Hei, vezi? Dacă a fost la PSD, n-a putut să ia. Deci, practic, vrei, nu vrei și -n segmentul ăsta al vostru, politic? Păi nu, uite-te sau... deci ce a făcut Ciola cu implicarea asta cu aducerea pe ului în Ghencea. Asta o să-i dăuneze grav. Am dat-o în politică acum. Păi nu, eu spun de ansamblu. Noi suntem 5.000 50 pe luza plină, da? La meciurile remarcă ne strângem toți, pe e plină. Hai să... Foarte bine că ai făcut trecerea, că am vorbit și de amintiri, și de meciuri, și de Dortmund și de Juventus. 5.000 50 de oameni, au, sunt 5.000 50 de familii. Spune-ne cum l-ai cunoscut pe celebrul Gigi Becali. Păi, Gigi, el m-a cunoscut, pe mine nu eu pe el. Într-o seară am primit un telefon și o persoană din. nu știu că mă Daru, a sunat deja, ne acasă. Hai bine, nu la mine că vreau să vorbim ceva. Hai în luptură că vorbim noi mâine, vedem noi. Nu, nu, vino, vino, mănânci că e cineva și vrea să te cunosc. Da, la casă. Nu. Avea o cafenea. În ce an? În mm, 99. Uh -huh. Tu încă nu te trăsesești? Nu. Ok. Și te-ai dus acolo? Nu știu acolo. Acolo era Gigi. Tinerel? Tras pe din el, da. Mi-a aruncat o sumă de bani pe masă pe care n-am luat-o. Cât era? Nu contează. Ba da, contează. Nu. Păi, dacă tot ai zis ce... Păi nu contează. Nu, contează. Nu dat un milion, totuși. Da, nu. Eu nu mă de bună. De bună. Nu. Nici mare, nici mică, nici rotundă, nici grasă, nici înaltă, nici slabă. <laughs> Și de ce ți-a banii? Păi, uite așa, ca să... Să aibă protecție. Da. Protecție? Nu, nu, nu protecție. Adică nu. protecție nu, în sensul că nu, îl bătea cineva. Nu, eu i-am spus clar, domnule, el mi-a zis, domnule, eu o să vin la stea uite, cu pițurcă. Știam că pițurcă va veni la stea pentru că vorbise cu Neavierul Păunescu. Pițurcă n-a vrut să vină la steau atunci fără un uh, uh, sponsor. Un sponsor. Un om cu bani. Da. I s-a promis lui Bițurcă că vine cu niște bani, s-a venit cu alți bani, și de acolo au plecat în lanț toate discuțiile. Eu, după un timp, mi-am dat seama cam, cam ce se vrea, am ieșit la atac. Bineînțeles că uh, s-a căutat după toate căile să, să se scape de mine. Într-un moment, uh, am preferat, rugat de cineva, să mă dau la o parte, să nu fac scandal. Da, lasă. Ai darul ăsta de a merge uh, foarte repede cu discuția. Uh, deci n-ai vrut să iei suma de bani. Pentru că nu-mi trebuie. Dar nici ai plecat de acolo. Adică ai rămas la vorbă cu ei. Da, am stat o jumătate de oră. M-am ridicat și am plecat. I-am spus, am dat un pariu că... că ce? Că, el a spus că o să-l titlu, că o să facem, că o să trecem. Dar tu ai privit cu oi buni anunțul lui, că vine la echipă? Adică te-ai bucurat cumva? Îl știam doar din vedere, nu știam... Uh... Ca Giovanni, nu era atât de celebr? Nu, ca nu, nu. E, vezi, Și partea cealaltă s-a opus venirii lui. Care parte? Ei, cealaltă parte. A o parte în care s-a opus venirii lui. Alții au vrut să vină. Tot de sus? Da. Și m-au chemat la o discuție în care le-am explicat că Discuția a fost deja portată și... Deci, practic, el a fost, așa, intrând în codurile astea pe care tu le formulezi, așa, că vorbești codata. Nu Ai... vorbesc dată, vorbesc cu subînțeles. Ah, codata, așa. Te -o mai ca să nu da. mă trezesc mâine invitat uh -huh. pe uneva. Uh -huh. Deci, practic, el a fost trimis de cineva. Da, i s-a spus, bă, ia legătura cu ăsta că e singurul care uh, nu spune probleme, și, Adică dacă ăștia nu sunt de acord s-ar putea să ai probleme. Nu, dar trimis să și financeze steaua, nu? Nu, nu. nu. El se înțelesese cu pițurcă. A, ok. Adică, cred că pițurcă racolase, hai bă să venim la steaua să facem treabă, că steaua era în declin atunci. Da. Dar nu era în, în, în pragul unui faliment sau alte sfințări cum se spune, sau alte gogoși. Într-adevăr, se mergea prost, bani nu mai erau pentru că din banii de jucători luase clubul și subvenționase și alte secții adică uh -huh. deși steaua se, se auto finanța. finanța din 1984 Păi da, da, atunci era obligat să treacă la profesionism Nu. Cum nu? Asta e o vrăjeală Asta e o vrăjeală spusă de un regretat Babiu? ziarist Cine? Dan Dumitrescu? Că... Nu nu, Dan Dumitrescu nu. nu. Rapidist. Stanca? Da. Deși l-am scăpat de bătaie și mi am mulțumit. Adică l-ai scăpat de bătaie în sensul că era să bată cineva și l-ai... Uh... la păi, l-au prins ăștia. Îl făceau praf. Da? Da. M-am pus acum și i-am stop. E unul singur. Cum să faci întreba asta? Aici cu mașina de acolo, frumos, s-a trăit Adică... Tu înfățișezi niște episoade care au legătură așa cu o lume primitivă. Adică nu putea omul să. Ia... de ce era România după Revoluție? Ia, așa e adevărat. Și mi... acum asta primi. Cu minerii. Așa e. Ce să păi mai. Păi vezi că noi ne-am bătut cu minerii. Și la a doua mineriadă chiar s-a apelat la noi să apărăm Bucureștiul. Și l a apărat? Bineînțeles. Eram pregătiți să facem orice. Păi și atunci cine a chemat? Dar nu mai curta. S-a apelat pe anumite linii și până media și până... Tu ești omul tuturor. Al serviciilor. Nu, al... nu, 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 Hai să spun ceva. Eu, deși am făcut armata de la... Ce ăsta, da, o spun... la Ministerul de Interne, eu cu Lucian Galeiro stau îmbrăcat în, în hainele Ministerului de Interne. Și eu n-am vrut să rămân la Ministerul de Interne, de Interne pentru că eram stelist. Deci așa cu Gigi. Și apoi ai fost, ai fost fătuit să te retragi cumva. Nu, au început discuțiile datorită unor jucători care aveau contracte cu Giovanni, li se impunea să renunțe la contracte, ăștia la nu vroiau, început să se dea pe afară, să da. nu mai joace, aduce aminte ce presiune erau. Am luat apărarea câteva jucători, m-am pus contra, au fost discuții mari, amenințări. Dar cu el te-ai înțeles vreodată cât de cât bine sau... Nu. 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 Deși eu nu l-am vândut la un moment dat. Păi asta e bine. Adică... Cineva, cineva a oferit o sumă mare de bani atunci ca el să nu vină la steaua. Să nu vină. Da. Să nu vină. Da. Eu fiind parolist și vorbisem ceva, n-am putut să mă întorc o dată. Dacă oamenii ia cu o zi înainte și spuneau, domne, uite, venim noi cu banii care trebuie, cu tare, cu tare, Cred că Viorel întorcea Macazul. Mhm. Uh -huh. Dar cu Păunescu te-ai aflat într-un raport da. da, un domn. Cu Viorel Păunescu, alt om. Și acum țin la dânsul ca la părintele meu. Uh -huh. Și cât ai mers așa, chiar dacă te-ai retras, ai făcut un pas în spate cu echipa asta lui Gigi Becali, până când și-a pierdut numele, nu? Uh, da, am mers, am mers și în câteva deplasări. Păi asta e, că da. te țin minte da. de la televizor, da. de la... Da, am mers, am mers 2000... câ câțiva anișori, până, până... 15? 16? 2014. 14? Da, 2014. Când s-a dat prima sentință, atunci a dispărut galerii Alții aminte când pe stadion s-au schimbat de la nume la gazdă și oaspeți. Da, știu. Cine da. are cap să gândească, atunci s-a produs de clicul. Dar vezi, unii suporte sunt suporte de rezultat. Nu sunt suporteri cu inima. Uh -huh. Și de multe ori gândesc prost. Poate atât pot, nu prost. nu. Sunt influențabil pentru că, uite -te, la media în general, nu spun Steaua București, spun CSA, CSA. Păi dacă așa se numește, Ce CSA, Steaua. Nu, dar nu se numește CSA, se numește Steaua București. CSA este o sintagmă, este o, o prescurtare. Păi de ce au pus-o acolo? De ce nu scot? Păi n-au cum să o scoate, pentru că așa se numește clubul. Clubul sportiv al armatei Steaua București. Așa. CSA înseamnă o prescurtare, o prescutare de la Cubul Sportiv al Armatei. Corect. Bun, atunci de ce să spui uh, CSA și să nu spui stava București? Păi dacă luăm uh, meciurile transmise de aceleași televiziuni cu ani în urmă, spuneau stava București. Până să vină Gigi. Da, corect. Până la un moment dat... Deci și atunci se numea CSA. Da. Uh, fege nu. Ba, da. Când, a luat Gigi Becali nu se mai numea CSA. Când a luat Gigi Becali, Gigi Becali n-a luat niciodată. Gigi Becali a furat-o. E ca și cum ți-aș împrumutați o mașină, tu după primul colț la stânga începi să-i vinzi oglinzile, după al doilea colț la dreapta o să-i vinzi cauciucurile, pormă caroseria, geamurile și toate astea le-ai vândut la anumite persoane, ai făcut rost de bani, ai luat banii, ai băgat în buzunar, te-ai la prima reprezentată și ai luat mașina. mașină. Și te întreb, pe mașina mea unde? Păi să lăsat-o în parcare. Păi nu mai găsesc. Pe auto. Asta e mașina mea, uite, scrie pe ea, vezi, Gigi Păgari. Așa zici tu că a făcut? Pe nu, așa s-a făcut. Păi bun, și atunci interes. cum a dispărut Cine? Organizația care s-a înființat în 1988, în care jumate era uh, armată și jumate era privat. Cum a dispărut? Da. Cum? Nu. Printr-o semnătură în fals. S-a făcut o ședință ad hoc. A spus, de azi încolo, noi alegem pe ăsta ca președinte. S-a schimbat conducerea ceilalți, în loc să lupte, s-au dat la o parte. Da, da. În câteva luni de zile, la jumatea campionatului, s-a înființat fecesteaua București. Fără nicio aprobare, fără nimic. Al al nume, al tot. Câte falsuri, câte pușcării trebuie să se întâmple la ora aia. Pe vine mitică Dragomir Milițianu și îmi spune mie că a spus că a fost Păi nu, n-am mai recunoscut după aia. La OTV, parcă. Da. A spus, băi nenorocitul nu uita, mă. Păi când îi convenea el, a, vorbit serios, când nu mai convenea, nu mai vorbit serios. Nu, domnule, că am glumit, că așa făceam noi. Păi ce bărbat ești, mă, tu? E tu milițian de pe timpul lui Ceaușescu și îmi dai mie de morală pe timpurile astea? Păi... Cam aici aduce România, pentru că uite cine cum ne conduce. Da, auzi, interesul lui Gigi Becali nu era bun, a furat-o, n-a furat-o, dar nu era să ia steaua. El a deci, luat... nu că n am luat-o, pentru că steaua nu s-a vândut niciodată. Lumea asta nu vrea să înțeleagă. Dacă vrei, eu ți aduc tot dosarul. Nu mă lua catalpan, că deja... Nu te iau catalpan, Și eu ți iau pas cu pas. Cum s-a înființat ASE Steaua București. Asociația Sportivă Steaua București, în care era 2000 de oameni, între care toate fostele glorii, anumite chestii, uh, separat și armata separat. Știți care a fost actul de predare, primire? Asta zice atunci cu Gatsu, cu un om. Da. Știți care a fost actul de predare, primire și de asociere uh, în ACS Steaua București? Nu. Jucătorii și tot ce însemna baze și astea, au fost detașați. Așa scrie. Deci ei trebuiau întorși la... De unde au venit? Știi că au vândut un lot de 40 de milioane care a băgat bani în buzunar? Și să spune, asta este o mea. Păi, în ce țară trăim? Și porno, că îl întrebi, așa se face. Dacă îl întrebi, așa se face. Da, pe mine mă surprinde, nu te contrazic, pentru că n-am probe în sensul ăsta și... evident... Îți dau eu câte probe vrei. Hârtie cu hârtie. Uite așa, chemăm un jurist, punem frumos, chemăm un procuror și spune, da, asta e infracțiune. Păi, de ce nu s-a sezizat nimeni? De... Se judecă din 2005. E adevărat. Atâtea sentințe date împotriva lor. Dar el, pot să-l acuz de multe, dar în domeniul ăsta imobiliar, unde... Nu vreau să mă bag și nu vreau să discut. Nu, nu, nu Nu știi ce vreau să spun. Ba, be, el, toate terenurile astea pe care le-a avut și le-a vândut așa. ulterior au fost pe acte ale lui. Adică semn că omul era obsedat ca actul să fie ok. De aceea mă surprinde că el atunci a uh, subscris pentru... unui fals. Pentru că nu putea să facă legal. Era simplu. Nu se putea. Deci și acum întâmpinim anumite chestii pe față de proiectul pe care îl uh, lupt să-l fac, pentru că văd că nimeni nu se implică să-l facă. Pentru că altfel nu aș fi implicat eu. Eu am destulă treabă încât să-mi fac treaba mea. Da. Deci tu spui că el atunci nu a cumpărat steaua pentru că steaua nu s-a vândut. Păi nu s-a nu putea, dacă s-a detașat. Dacă mergi, nu, dacă mergi la un magazin să cumperi un suc, primești un bon fiscal. Da. Bun. Dacă îți cumperi un apartament, ai un contract de vânzare cumpărare. Dacă îți cumperi o mașină, ai o factură. Da. Să arate actul pe care el a cumpărat steaua București. Păi ce le-ai adunare generală? Cu... Ăla nu unui... e act. să și eu 10 inși mâine și fac o ședință ad hoc la mișto și spun că am cumpărat uh, turnul Eiffel. Uh -huh. Asta se că e al meu? Sau că am cumpărat Biserica Neagră de la Brașov? Asta înseamnă că e a Dar practic de ce s-a întâmplat chestiunea asta? Pentru că acolo erau bani mulți. Aha. Deci s-au făcut niște bineînțeles, combinații. Bineînțeles. Pe spate... Și chiar și chiar și din interior, armat, eu nu-l judec pe Gigi. Gigi ca om de afaceri poate că considera că în, 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 interesul lui este să facă așa. Dar cei care l-au ajutat sunt mai vinovați decât el. Mircea Sandu, vinovat. Mitica Dragomir, vinovat. Pe s-a furat cel mai mare brand al României. S-a furat. Îți fură din curtea statului mercedes și tu nu ești în stare să recuperezi. Deci, în concluzie, tu spui că toată nebunia asta, Legată de vânzarea nu, frau nu, nu, nu. frauduloasă. Hai să nu numit. spunem vânzare că n-a fost vânzare. Transacția. Nu există nicio tranzacție. Există un furt pe față. A avut legătură cu o înșelăciune. Cu o înșelăciune. Niște bani care s-au împărțit. Da. Și la un moment dat cineva s-a sesizat și a dezvoltat. Păi uh... nu s-a sesizat cumva că s-a sesizat? Mergeau la pușcărie de mână. Păi și exact. câțiva generali. Păi. Și câțiva comandanți ai clubului foști? Păi s-a sesizat că, uite, a pierdut numele. Deci hai să spun ceva. Deci nu mai e situația uh, la fel. Eu am vrut să fac uh, mult bine clubului și la un moment de... Clubului care? Al lui? Steaua, nu. Clubul sportiv al anului sau Steaua București. Ah, ok. Și la un moment de cotitură, cineva a vrut să desfințeze secția de hockey. În care, în clipa aia, m-am dus acolo și am spus, nu desfințez nimic. Eu mâine înființez stau Hockey Club. Și vă promit că noi luăm campionatul în primul an și o să ajungem cea mai tare echipă din, din partea asta. Așa a fost. Doar că. Ca e... să-mi dau seama. Cum se furau banii? La hoiei? Bineînțeles. Dacă eu aveam pe privat jucătorii, cum la. în partea cealaltă de zis, 25 pe. pe la plată. Auzi, dar dai uh... că am uitat ce am vrut să te întreb. Ah, uh, echipa trebuia să treacă la profesionism. Nu. Cum nu? Nu, există, e... nu există o directivă. Toat... Nu, nu, nu. Nu o directivă directă trasă de către UEFA sau FIFA în care cluburile trebuie să fie profesioniste. Și câte cluburi din Europa joacă în cupele europene și sunt cluburi departamentale? Eu cumva Sunt de părerea ta? Și câte? Dar da, nu, spune, știu exact. nu știu cu exact. Ceva. Știi că în România nu există un parteneriat public-privat sănătos și făcut corect? Toate cluburile astea care au parteneriate A, cu, da, cu primăriile, da, da. cu astea știi ce fac? Nu sunt acționari. alea nu e parteneriat. Ei vin doar ca investitori. Da, 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 da. Da, Corect e că altfel îi luau și pe ei, nu? Da, e pentru corect. că și de ce? Pentru că de asta ne lovim noi acum. Noi vrem să vițăm sau ăsta. Și vreau ca atunci când îi strâng pe la masă să fie chestiile legale deja rezolvate. Deci tu practic acum, că am ajuns în prezent, cu asta trebuia să încep, dar ne-am luat cu poveștile din trecut, tu acum pui bazele unui... Uh, o societate pe acțiuni. Unui SA. Corectă. unui SA, da, da, corectă, da. Care? Și, și transparentă. Pentru că eu am nevoie... Nu eu personal. Da. Steaua. Deci, proiectul se numește Steaua noastră. A noastră, a mea, a da, tuturor da. celor care țin cu Steaua. Da. Nu au unuia sau altuia. Toți oamenii de afaceri care vor veni lângă noi sunt steliști. Da. Până aici am citit, am văzut, am auzit. De aici încolo, acum urmează modalitatea în care. Ce se staua, va veni lângă noi. Cum se va face? Prin aportare de capital, prin aportare de. Uh, uh, așa, sau doar printr-un parteneriat. Deci, tu spui că oferi alternativa Stelei, Clubului Steaua București, de a se asocia cu aceste sal, vostru ca să intre în legalitate da, toți pe... suporterii care vor să-și cumpere oricine în țara asta care ține cu steaua și vrea să-și cumpere de la o acțiune care costă 10 euro până la maxim 5% din valoarea totală a acționariatului, da. da. oricine poate să facă treaba asta. Dacă se strâng 20 de ani și pune câte 5%, va cumpăra da. 20 de ani. Dar nu pune la, la socoteală ceilalți câteva mii care vor veni cu alte alt aport și atunci ceilalți 5% se diluează. Și în ce fază particip? Suntem foarte. Pro... foarte. Pațiunii, sau cum se Suntem numește? foarte, foarte uh, înaintați. Da? Da. Adică asta înseamnă că din sezonul viitor. Din sezonul viitor ne vom. 2024-2025, la finalul 2025, să, să putem să. Uh, da. Deci noi, până, uh, până la sfârșitul lunii ăsteia, uh, am dat termene. La avocat și la tot ce înseamnă, ca să găsim cea mai bună soluție să nu întâmpinăm greutăți în asocieri. Adică, juridic să fie transparent. Juridic să fie totul transparent? Da. Și schema e cam un felul următor. 10% din acțiuni își trimite reprezentantul în AGA. În adunarea generală da, a da, 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 da. Deci, 10 reprezentanți ai acționariatului vor urca în AGA. Cei 10 vor fi reprezentanții a. Cel puțin 10% din, din acțiuni. Da. Al 11-lea om este președintele clubului, președintele executiv, care este ales de adunarea generală. Uh -huh. Adică nimeni nu va putea să facă nimic acolo. Da, exact ca la cluburile mari. Da. În clipa aia, să spunem, vine Panduru, vine Pițurcă, vine Balint, vine Tudor Stoica și spune, domne, eu am proiectul ăsta, am nevoie de banii ăștia, am nevoie de antrenor, vin cu antrenorul ăsta și vă ofer rezultatele astea. Adunarea generală alege președintele. Aici 11 persoană. Da, da, am înțeles. Cu mandat pe un an. Iar în fiecare an se noiește mandatul. La Barcelona la patru ani. Se spunea că ați vorbit cu pițuri că vine da. lângă voi. Da. Adică sunt mulți oameni care vor veni lângă noi. Și mulți jucători. Tu ești motorul acestui deci proiect, eu nu? Eu sunt doar inițiatorul. Motorul? În, da. În clipa când totul va fi pus la masă, eu voi face pasul lateral și îmi voi vedea de treaba mea. Voi cumpăra și eu un număr de acțiuni și cu asta, basta. Mi-am încheiat. Dar am văzut că le-ai reproșat, așa mai voalat sau nu, și celor de la club, domnului Bichir, domnului. Da, pentru că sunt incompetenți. Hai, uite, vezi. Pe păi noi răspund pe față. Păi de ce sunt incompetenți? Pe păi sunt. Că... Noi, în primul rând, nu trebuia să ajungem în situația asta. Adică trebuia să rezolve până acum, nu? Nu, nu. Să nu, nu, nu mai faci tu sau nu, la ce trebuie să 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 promovăm noi trebuia să intrăm direct unde este locul nostru. Să-mi facă cineva dovada că ce CSA Steaua București a retrogradat vreodată. Da, aici am susținut și eu mereu, mi-am luat hate. Nu numai, stai puțin. Că de... Steaua n-a retrogradat niciodată Bine, și se bate da, să... să promoveze undeva de unde n-a retrogradat. Da, e... Să facă dovada Federația Română de Fotbal și Liga Profesionistă să ne spună cum a dispărut CSA Steaua București din Liga 1. Pentru că să spun ceva, Talpan este singurul om care l-am cunoscut în viața mea cel mai corect. Și nu o spun ca să-l umflu. Eu cum m-am cunoscut cu Talpan, am avut divergențe. Când am preluat echipa de hockey. Da, știu că ai avut hockey -ul. Dar după aceea, am stat și l-am analizat. V-ați împrietenit. Nu suntem prieteni. Da, e... Poate că suntem. Vă legă aceleași da, principii. sentimente. Și principii. Da, și principii și dragostea de către club. Pe când Bikir uh, și alții nu sunt legați de steaua. Ei sunt puși acolo cu Ogararu e șterist Dar Ogararu își vede interesul lui. Eu nu spun că Ogărarul nu o să vină lângă noi. N-am vorbit cu el treaba asta, da. dar eu sunt sigur că va veni lângă noi. Da, pentru că e și interesul lui pentru că clubul sportiv al este steaua București are nevoie de o academie are nevoie de o academie care să fie bine plătită să ai antrenori buni să ai jucători să crezi jucători buni pentru că de acolo ai pe peniera ta da, e uh, toată discuția asta toată nebunia asta care nu se mai termină e cauzată de faptul că Steaua București nu mai se află în Liga 1. Că altfel da. nu mai exista care e adevărata, care e continuatoare. Da, să te ceva. Dans... Peste 2 ani, dacă nu Dumnezeu și se va rezolva cu proiectul ăsta, din punct de vedere să nu avem, că se poate întâmpla să avem și o și politice. Păi în România s-au văzut multe de genul ăsta. Da, spun că o să iasă urât. Hai, lasă, Pentru că, că suporterii nu mai sunt dispuși să aștepte și să, să, să înghită anumite chestii. De ce vrei să spui? Asta? Nu numai asta. Deci, asocierea asta trebuie să se facă neapărat anul ăsta sub orice formă, sub orice formă, nu neapărat cu proiectul pe care l-am gândit. Eu n-am gândit proiectul ăsta acum, l-am gândit acum mulți ani în urmă. Da și pot face dovada, există și pe net discursurile mele în care spuneam același lucru, până nu vom băga mâna în buzunar, nu vom avea echipă a noastră. Dar cum ai trăi tu și cum trăiești ca un suporter, nu mai poate nimeni să conteste calitatea ta sau fanatismul ăsta dus câteodată până la extrem legat de steaua, de culorile roșii albastre. Cum trăiești tu când vezi că nu Mircea Lucescu spune FCSB-ului că steaua. Mircea vezi... Lucescu nu are nicio calitate să spune FCSB-ului că este steaua. Cum nu are? dita mai Lucescu. Bun, Lucescu. Dacă nici el nu are calitate. Nu, 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 nu stai puțin. Nu. nu are calitate pentru că nu știe cum s-a întâmplat Răzvan lucrul Răzvan Lucescu. Răzvan Lucescu spune ce crede el. Răzvan Lucescu e un om de foarte mare cuvânt, să știi. A pierdut două pariuri cu mine pe care a venit într-o emisiune și mi le-a plătit. A, da? Pe cuvântul meu. Cu bani cu... Da. În schimb, Uh, uh, Copos nu și-a plătit pariu? Nu? Nu nu și avut bani Poate Deci eu nu contest pe Omul Mircea Lucescu, Fotbalistul, antrenorul Omul de fotbal Eu contest doar spusele Pentru că nu știe ce vorbește Bine, dar sunt mulți ca ei Bun, în și atunci în România cine nu știe cu părerea de fotbal De politică De, scuză-mă, de curve Da Auzi? Băi, și cum reacționezi când vezi și lumea care ai văzut acum? Caut să explic și să-l convin că nu este așa. convins tu 35-40 Nu de știu. Ani. Ai văzut ce atmosferă a avut la meciul astea jucate în ultima vreme? În... Cine? FCSB-ul. mi am văzut 30... și atmosfera elată de la meciul cu 200 de oameni pe tribună. Aia se întâmplă rar. Eu nu țin parte, dar... Hai să spun ceva. Una o... e că ai 30.000 de mâncători de semințe și asta e ai 30.000 de suporteri. Dacă mâine joacă stau opera națională, ați aminte ce a fost la meciul Rapid. A în fost. Liga 4. -a. Știu, Jean, a fost. 40 de mii de oameni. Ce meci? Nu, hai să nu punem în balanță anumite chestii. Eu, Pentru nu. că sunt doar văzute dintr-un anumit unghi în ce unghi să vedem, Jeane? Că uite, acum pe stadionul Ghencea, noul și cochetul și frumosul și modernul stadion, abia vin câteva mii de oameni. Da, și spun de ce? Și este steaua. Și spun de ce? De ce? Hai să vedem câte meciuri a jucat steaua în weekend. Să spun eu? A, da, aia zici tu, că altfel era plin. Nu știu dacă plin. Încă o dată spun, suporterii care sunt în găsteau sunt în găsteaua, ăștia sunt suporteri adevărați dar sunt și suporte de rezultat. Eu cred că cea mai tare atmosferă de care a avut parte Steaua, deci nu mai facem confuzii, Steaua, Steaua, e o echipă care se numește Steaua acum, da? Pe Ghencea a fost acel meci cu cu elicoptere, cu de anul trecut. Nu. La care? Păi nu, atunci am juca Steaua, juca FCSB-ul. Cu Cluj. La, la te nu, ați jucat și voi un meci. mi am mei. jucat cu Dinamo, cu Rapid. Cu, dinam, cu, cu, rapid. Rapid. cu Rapid, cu Rapid. Cu Rapid, da, am cu rapid da, a fost atmosfera asta, frumoasă. Pe asta Au zic. recunoscut și rapidiștii. Pe asta zic. A zis, domnule, sudul ăsta nu are nimeni. Pe asta zic. Nu. E, de, o, o, dată. Nu o dată, deci cu Dinamo a fost peluza plină, la fel. De două ori. Da. Nu, de două ori cu Dinamo. De trei ori, patru ori, da, hai da, să zicem. Da, e purat spun, când sunt meciurile mari, altfel se strânge lumea. Că în semeciuri mici se joacă joia la ora 4, nici eu n-am putut să mă duc. Da. Ideea e că treaba asta n-ai cum să contești. A scindat. Da. N-am spus că nu. Mai ales, uite unde suntem, suntem mediocri. Da. De fapt, mit? nu sunteți mediocri. De ce? Că omul termină pe locul 3, nu dă baraj, termină pe locul 2, nu poate promova. Suntem o echipă mediocră. Dacă n-ai cum să promovezi, ce să. Păi nu-i vorba că n-ai cum ce să promovezi te complaci. Și e un lucru mai rău decât. Da. Când ți se promite ceva de trei ani. Da. Și nu se întâmplă. dai un ultimatum. E și spui. Domne, asta, 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 uite ce mi se spune, uite ce mi se face, uite ce se mi-e cuțate. Adică, nu taci. Pentru că ajungi în momentul în care vei da socoteală. Că tu spui, domne, de față cu noi spui anumite chestii. Nu, ești public și spune-le. Te frică că te dă afară? De la ce este de afară? Ai vreun tort mare, așa verde? Plin cu bani? Și ce înseamnă stau la ora asta? Depinde. Amintiri. În momentul de față, stau nu înseamnă nimic. Spune ceva, echipa asta? Joacă în vreun fel? Ai jucători de clasă? e la Divizia B ce să aici? Nu contează! Pe cum? Cine stă la Divizia B? Aduți aminte că Steaua, în anii, începutul anilor 80, sfârșitul, uh, da, începutul anului 80, a dus-o rău. Așa se pe locurile 10, 11. O echipă, era o, o echipă de mijloc. Până în 84, când a venit Halagian și a dus pe ăla, pe ăla, pe A stat două meciuri și l-a dat afară, a venit Naibi. Nu prea l-ai la inimă pe nemi. Cum? <laughs> nu prea l-ai la inimă pe Ba da, inimă. cum să nu? E, ba glumesc, da, să nu l-ai la inimă pe nu, cel mai mare? Nu există. Da, nu glumesc. Deci, Naibi, Naion Alexandrescu. Da. Uh, Iordănescu. nu mai vorbim. Da, nu vorbim de Iordănescu omopolitic. politic. A, nu, nu. Pentru că în ultimul timp a început, să vină acasă. Da, dar a avut o perioadă în care... O lase puțin pe... Da, se lusese pe o parte elaltă. Încă ceva. Cam toți au venit acasă. cu are și un, un cui bătut în talpă. Cu Edi. Da. Nu cu Edi. Da, cu cine? Perioada rapidistă. Nu l-ați iertat? cum să ceva când pupi steagul rapidului. Tu stelist. Tu câștigătorul cu pe campionul cu Steaua București. Ai voie să faci așa ceva? Și Petrescu l-a Și Petrescu este stelist. Și Petrescu la fel. Are un cui. Ca să dovedească că este list trebuie să vină lângă noi. Noi vom face invitații. Acum o să se vadă cine este list cine a fost și a, a, pe cresc toți au a venit. crescut acolo. Eu nu da. am pretenții, vreau să spun ceva. Adrian e venit la Steaua. Nu a, nu a crescut acolo, dar Ilie Dumitrescu, Dan Petrescu, uh, Lăcătuș. Lăcătuș, e venit, dar yeah, yeah. e mai mult decât s-ar fi născut acolo. Prin felul lui de a fi. Prin ce, pentru ce a făcut atașamentul față de club. P față de echipă. Mă gândeam la cei care... sau cel, Uite, dar... Adrian Ilie. Tudorel. Nu vorbim de dublasteca. Tudorel. Tudorel eu... Cred că e... și dacă îi dai 3 milioane de euro, nu se dă partea, partea altă. Niciodată. Dar în Dumnezeu să-l pe Didi un alt jucător care era foarte atașat de steau. Foarte atașat. Deci, lua foc. Lua foc. Dar crezi că oamenii ăștia au venit alături de, de, voi pentru că simt că asta este echipa la care ei au făcut da, istorie sau că îl pe Becali? Da, da, nu, ce? Cred că, nu, mulți sunt în, au, nu că... au legături cu Gigi. Acum ce se va, Să-l pe Gigi, să-l omori pe Gigi pentru că uh, uh, a făcut un lucru bun pentru el. Adică Gigi a zis, a avut o oportunitate, a zis, ăștia sunt proști. Păi, o spune pe față. Cine l-a ajutat? Păi vinovații. Păi s-a spus cine, nu? Păi s-a spus și s-a întâmplat ceva? Nu știu, unii cred că au și murit. Unii au murit, unii n-au murit. Unii și-au făcut case pe la munte, pe la mare. Dar în partea altă. Unii s-au dus pe la ce ore? A. A. Domnul Boroi? Domnul Boroi are și el partea lui de vină. Păi, toți care au fost știi acolo. Că, știi că după ce eu am lăsat echipa de hockey, m-am dus să tai trofeele cu drujba? Pentru că în contract stiau sale noastre jumate, jumate. Cum adică jumate, jumate? Da, era echipa de hockey, era jumate privată, jumate de stat. Știu. 13 jucători erau plătiți privat, îmbrăcați cu tare, 9 jucători erau ai CSE-ului. Ca și erau legile. Nu! Atom, atunci ce? Păi atâtea jucători mai aveau. Ah. Și atunci a să jucători de afară, să fură jucători din alte părți, să-i convinc să vină la Steaua? au venit chiar și de la Și am fost foarte mulțumit de ei. Caractere. Da, Unul la... dintre ei, Dorian, caracter. Când i-am spus, vii la steaua. Da. Am bătut palma pe bani, pe tot. Așa a fost. Și românii de -aia noștri, figuri, nu numai figurii. Trădători. Da. Da. Au vândut meciuri. De ce nu ai în primire? Păi, n-am vrut să fac rău. Pentru că vedeam tot în steaua. Dacă ajunge să mă sune jucători de la echipa adversă, aveți grijă mâine că uh, ăsta o să joace invers. Da. Da. Și de ce mai juca ăla? Păi nu, antrenorul. A. Deci au greșeală de bancă, scutea două, două uh, cutare, îți dai afară, îți rămâneai în trei, luai gol, pa. Te poate îngrupa foarte ușor de antrenorul, fără să-ți dea seama. Numai unul care e deștept îți dea seama. Dar alături de Gigi Becali cine a rămas? Duc Adam, nu? Mă rog. Nu mai e nici Duc Adam. Cât de cât, e neutru. Duc, Duc Dam tot da. fel. Și a apărat interesul. Dar ai văzut că el nu vine la serbările voastre. Nu vine că nu e invitat. Eu cred cum că nu dacă fi... invitat. Cum? Nu. Eu știu că l-a invitat. Când a invitat clubul, l-a invitat uh, mai așa. Eh, o, o, perioadă nu l-a invitat. Poate l-a invitat doar atunci la, acest, cercul militar. Nici pe mine nu mă mai, invitat. Până acum doi ani de zile m-a invitat. Până nu m-a invitat. Că când am început să le spun în față tot, nu, mai, nu le mai, nu convine. Dar atât. Duc mi e neutru, să zicem. În rest, cam toți au venit acasă, cum ai zis tu, nu? Mai e cineva... Uh, nu prea mai e. Nu. Ilie e și el neutru. Nicii, nu, nu e. Nu, ilie e mai cu noi. Da, e al vostru, nu? Da. Și Ilie cred că are șanse mari. Președinte? Da, pentru că e într-o foarte bună legătură cu unul dintre personajele care va veni acționar. Da, cu apreotezi. Da. Da? S-a vorbit de mai mult încă ea steaua. Nu poate să ia steaua pentru că ea... Ai încă înțeles ideea. Spun, nu vrem să mai... Că investește. Da. S-a vrem... vorbit de mai nu... mult. Eu, eu n-am vorbit încă cu domnul Aprilor, față în față. Prin interpus și am vorbit. Încă e plecat din țară, de să apară... Da, 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 da. Așa. Eu îi spun și pe această care. Să nu-și facă probleme pentru ea 5%. Pentru că îl are pe Ilie, îl -are, are pe ăla, Și cu timpul, nu se știe. Dând dovadă de cutare, se pot schimba anumite chestii. Dar acum există reticența asta să nu mai dai de încă un gigi. Așa e, toată lumea a spus. Bă, ce facem? Că dăm de unul și ne chinuim iar? Ai Înțelegi? Să scăpăm de el. Și în România există. există uh... Precedent? Sau da. nu? Da. Uh, și precedent și Și există uh, tradiție. Tradiția asta da, a, da. a capara. Da, 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 da. Păi nu, hai să pornim frumos și pe mă cu timp, poți să cumperi schimbăm ăla din 5 în 10 dacă vrei să ai o contribuție mai mare. Poți să dai de la firmele care le conduci, poți să dai uh, sponsorul să vii sponsor principal, să-ți faci uh... Și uite, și cu ca la rapid. Și în 2 ani a ajuns acționar principal. Chiar patron? Păi, da, în timp când ești acționar, ești patron. Da. Indiferent. Că ai 5%, că ai 3%, că ai 0,03%. Ești acționar. Da. Adică deții acea. Dar cum meme ce relație ai? Nici ce relație nu De ce? Pentru că nu vreau. Asta E un răspuns simplu. Adică toată discuția asta simplu. ai dezvoltat-o, ai uh, elaborat Nu am acum... mai vorbit cu meme de foarte mulți ani. Și nu simt nevoie. Pentru că eu știu că meme nu este list. Cum păi, adică nu este list? Nu este. Eu când mă cu steaua la, la Galați, venea în gară. Întrebați-l. Și păi, dacă venea în gară, ce? Păi la ce hipo venea? La FCSB? Stai puțin că nu. Păi. Deci, când te duceai cu Steaua la Galați, el venea în gară. Cu Steaua, am spus. Cu Steaua, și nu cu venea Steaua. Venea în gară. Da. Și, Jeane, te rog frumos să fie bine, să fie frumos. Și era bine și frumos. Dar venea Steaua. Nu venea vcsb -ul. Când te-a pus să dai într-un suporter pe stadion, îți pui un, întreb, un simt de întrebare. Adică cum? la care e fratele tău, vine și îți plătește biletul, de ține în viață. Asta nu înseamnă că nu este list. Pentru mine nu este list. Dar ce? Al cui? Este oportunist. Ah. Este oportunist, a vrut să se ducă la un club mai mare, să aibă vizibilitate. Cine era membe la Ei și-au dat pe săptămână la o conferință de presă, dar vedeți. E că n-a la București. Iau te zilnic. s-a mai retras acum după... Păi după ce s-a dus la de degeaba, adică degeaba. Și-a căutat -o. ce zic mm -hmm. Păi bine, spune că venea în gară pentru steaua, păi, că nu exista confuzia asta. Păi tocmai asta spun. Dacă era stelist, făcea pasul invers. Păi la urma Păi la urma, pe... păi, dacă la a urmat pe om, atunci ce înseamnă? Că-ți vezi interesul tău. Ai văzut o oportunitate, nu? Asta înseamnă a fi oportunist. Da. Asta este. Dar, repet, asta nu înseamnă că nu simpatizează. Ei, până e mai... altceva sim să, sim să, sim să simpatizăm. Și eu simpatizez cu Barcelona. Asta înseamnă că sunt barcelonez? Iar pe sunt omul la sigur, gestul e reprobabil. Dar el vine în urma faptului că acel domnul jignea constant pe Dică. Hai să ne luăm și cu Dică. Nici el nu e... Pe ce să fie? Jeanne, da vreo să de goluri pe acolo. Adică. Nu contează. Ce a făcut, pentru ce a făcut, a câștigat bani. A făcut gratis, benevol? Păi n-a făcut gratis, dar... La ce echipă a jucat, adică? La ce echipă a jucat, adică? Păi nu știu cum s-a făcut switch-ul ăsta, dacă el mai era acolo. Nu, în ce, venit... în... în ce an a venit? În, ce an a venit, la steaua? E, nu știu. Stau acum să-i scot pe Wikipedia, pe toți. Tu știi mai bine, dar era steaua. Nu era B Da, era. Păi da. Nu, că n-ai cum. N-ai cum, problema asta nu știe nimeni cu exactitate. Degeaba vă luați de mine. Da. Steaua a dispărut în anul 2003. Legal. A, da, păi dintre ăștia mai vechi așa doar rădui a prins, nu? Da, un joc. Atunci când s-a făcut schimbul de da. generații. În 2000. Deci, practic, tu nu-i consideri pe oamenii ăștia steliști, nu? Dacă ai jucat la steaua, înseamnă că... Nu înseamnă că ești stelist. Înseamnă că ai jucat la steaua. Stelici sunt doar cei care își câștigă dreptul de a fi stelist. Păi și dintre ăștia noi, lasă-i pe, noi, Pot să spun că rădoi și-a câștigat dreptul de a fi stelist, pentru că... Câteodată, A spus domnule Steaua, eu am venit la Steaua, că Nașul, Gigi, acum ce vrei, se pune rău cu Nașul? Și ceilalți, Paraschiv, Dică, Vali Badea? Hai să spun ceva, ei sunt doar jucători Zici? Care, care au trecut pe la Steaua sau pe la FCSB. Da? Footballii sunt puțini. Păi uite că au atins și ei niște meciuri prin semifinale. Hai să vedem meci. nivelul care era când l-au atins ei și nivelul care era când au atins alți jucători. Și o să te convingi că nu e așa. Păi ce să facem acum? Dacă îi comparăm pe ei cu ce se întâmplă acum, păi ai -am Să ce echipa avea steaua când ne-a prins Juventus și ne-a dat 3-0 la, la Pădele Alpii cu derpierul de Neaspart. Cu lângă în poartă cu cei jucători ai. A dat uh, cu efect. Da. da. Da, 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 Și la București au jucat cu un ger de ăsta, cum e acum afară. Era În un ia... albastru. Da. Era un albastru și aveau steluțele alea care da. de fapt erau dita mai steaua da. galbenă. Da, da. da. Iuve. Vezi? Atunci nu aveai cum. Iubești steaua din amul rapid. Vrei să spun un stelist adevărat? Nu mai e, săracul. S-a dus Dumnezeu să ierte. Cine? Pă, dacă spun nu -ți vine ne crede. Pe păi de Prodan ai spus. Lasă prodan. Un politician. Agaton? Vadim Tudor, nu. Agaton a, era din da. Era din Poi asta, asta mă întrebam. Zic, bă, dar o fi fost dumneavoastră să ierte și el mascat? Nu. Din a Fost, știu. Dinamovist. Păi Vadim a fost... Uh... Vadim, Bum. dacă ziceai ceva de steaua, te măscărea o lună. A fost în tribună la Sevilla. Nu, nu mai. A fost cu mine în toată Europa. Da? Da. Loredana Groza. Da? Maria Montea. Maria Nunescu. Scuze. Marian Ionescu de la Direcția 5? Da. Și Lore, da, la Custeau? Da. Ce are poze? Întrebați. Hai, ce să... O fost la Juventus. Bine, mulți din ăștia, uh, din showbiz, au uh, iubit o echipă sau alta în da. viața lor. Deci, aviul uh, uh, avionul cu care plecați la îndeplasare era full. De artiști? Sau de, mă rog, de artiști? De... Da. Dar erau luați așa de... Nu, și plăteau. Plăteau, își. nu? Da, da. Bine, că aveau de unde da, oamenii. și eu mi-am plătit. Dar nu crezi o dată cu... Eu am spus mereu că pentru binele fotbal românesc uh, ar trebui ca steaua să promoveze, să-și rezolve problemele. Nu e vorba de binele fotbalului da, românesc. For... Da. E vorba de a se face dreptate. Dreptate și pentru uh, faptul că... Și pentru cine a făcut treaba asta să răspundă. Să meargă la pușcărie în Angrei. Ce cu ce te încălzește pe tine? Că merge la pușcărie. Păi, Dorm mai bine? Da. Da? Da. Știu că s-a făcut dreptate. În clipa când doar să face dreptate de mușama, de suprafață, aia nu e dreptate. Este doar așa o mângâiere. Dacă că trebuie să plătească și Gigi Becali? Păi normal. Acolo e infracțiune pe infracțiune. Păi omul ce a avut de plătit a plătit, ai văzut adică. Păi aia a fost o parte doar cu altceva. Păi cu altceva, dar Păi dacă... vezi că cu același om a făcut și infracțiune celelalte. Păi eu nu te contrazic, dar dacă era să-l ia... nu le-a dovedit. Pentru că nu le-a căutat nimeni, pentru că și acum din interiorul clubului se pune frână la anumite chestii să nu se aple pentru că altfel vor merge la pușcărie. Și ei. A, și a zis tu că e... Păi crezi, crezi că vreodată se va pune un... un uh, uh, Om în fruntea clubului Steaua, care vrea binele stelei, care este listă adevărat, care de, a dovedit a, a, a devotament a, de și atașament față de club, nu au nevoie de un lingău care să pună acolo să răspundă la anumite ordine și comenzi. Păi, și atunci cum faci tu asociația asta? Adică cum o să ce de mare încredere ai tu în reușita Păi, ta? Eu, eu am să fac public totul și atunci o să se vadă că nu o să se vrea. A. În clipa când o să se vadă că nu o să se vrea, s-a terminat tot. A dispărut tot de pe stadionul Steaua. Da? Da. Suporter tot? Tot. Adică, practic, tu pregătești când trecut de lebădă. Da. Cumva. Ori sus, ori de tot. Ori deloc. Dar mai degrabă deloc. Nu, mai degrabă sus. Da? Eu nu cred că e vreun tâmpit la cap care să vadă o societate cu câteva... Milioane. Și nume. Da? Să spună nu. Că acolo nu e vorba de mine. Eu am spus și mai repet încă o dată. În clipa că totul este pe linie, eu am făcut pasul lateral și îmi văd de treaba mea. Auzi, dacă crezi că dată cu promovarea acestei echipe în primul eșalon, când va fi să fie, uh, după două meciuri, ca în cazul celor două echipe din Craiova, lumea. Da, aștept asta... ceva. Când va juca FCSB-ul cu Steau, ce să strige Galviarul FCSB-ul? Ce o să cânte? Steaua. Pești și cum o să ne înjure? Întrebare bună. Mumu, steaua? Și atunci de ce cântă steaua la fiecare meci? Adică atunci eu să se contradică și o să ne înjure? O să înjure steaua? Găsesc ei până atunci. Nu au ce să găsesc. Ori e albă, ori e negră. Ori e înjuri, ori nu înjuri. Măcar să fie asta. Mulți din cei 30 de mii care invoci că vine pe stadion... Pe nu au... invoc, îi vedem, Jane, nu invoc Hai să spun eu. ceva, când dai 5.000 de invitații la un meci, să ne ierte Dumnezeu. Pe 5.000? Dar ei au 40? Hai, să... care e 40 de mii? zi un meci care a avut 40.000 de spectatori de câteva sezări încoa. Deci de la meciul cu... Dacă știam, veneam cu lista, cu pe suporte. spun eu că nu există. Ultimul meci care l-a avut vreo echipă de club cu 40.000 de spectatori pe arena națională a fost la Miciu Steaua rapid din Liga 4. În fine. Restul a fost 30.000, 25.000, 28.000. De, 25 de, 28 de când deci joci sâmbăta, seara, pe nocturnă, pe... Arena. gol Arena? Lumea vine la mol. Da. Prova lui Pușca și Marcel Mausoleu. Deci lumea vine la mol. Mă nu, că se mințe, no. pam, pa, pa. Mai vede o gazică, Mai Aia așa. Bine, dar oricum arată mai bine decât Hai să spun 2000 ceva. de inși pe Hai gencia. să spun ceva. Nu arată mai bine. Hane. Pentru că ea 2000 de gen, de, de inși pe Ghencia cântă din inimă și din suflet pentru echipa lor. Asta, că și peluza lui Mustață e prezentă. Ha, ha? E bine, mă, e prezentă. Dacă... Cât te invitați eu? Eu de unde să știu? Noi n-avem niciuna. Noi ne luăm bilete. Și abonamente. Da. Păi și nu știu cum e mai bine. Să-ți iei bilete sau... Să ai... Păi atunci ești suporter sau ești invitat? Păi da, tu ești invitat. Ce, ce, nu, ce înseamnă a fi suporter? Să cumperi, da, aveți. Nu. Că... Înseamnă susține. Să susții. Bun. Să cumperi bilet, voiam să spun. Deci, susții material și emoțional. Păi da, da, și bă, clubul. Ăle, cum se numesc banerele alea și transporturile, transportul. În România. Să-l fac. În România. Toată societatea este mânjită de sus până jos. Pentru că așa se vrea să stai cu mâna întinsă, să primești ceva. Vorba unui regretat. A, dinică, nu? Da. Care, nu spune o... Poveste, nu primește, canci. Poman. Da. Nu primește o poman. Da. Deci asta înseamnă România în zilele de azi. Românul nu mai vrea să muncească. Românul vrea să îmbogățească peste noapte. Cred că tot timpul a fost așa. Nu. Acum cu rețelele astea îi vedem mai des. Nu e adevărat. Îi mai... Eu, eu văd că țara asta n-a fost mai decăzută niciodată ca acum. Zici? Nu mai există patriotismul. Nu mai există flacăra aia să ardă pe România, și nici, nici inima mea nu mai există. Niciodată și azi. am fost ultranaționalist. Auzi, dar spui că asta e singura nu curiozitate, problema ta. Cum vă înjură suporterii FCSB? nu e la... problema mea. Dar... Eu doar întreb. Alta mai ai? Bineînțeles. Care? Păi cu ce culori vin îmbrăcați. Păi stai puțin, că roșu și albastru sunt culorile pe care le au multe echipe neocupate. Stai puțin, e vorba de FCSB și Steaua. Da, corect. Ce culoare are FCSB în acte? Roșu și albastru. Nu e adevărat. Galben și albastru. Păi, luați, intrați pe net, intrați, cuutați, dar nu joacă actele pe teren. Dar nu e vorba este că sunt culorile înregistrate la OSIM. Dinamo joacă uh, sub alte culori, joacă roșu și alb. Da. Steaua joacă în roșu și albastru. Tu de ce joci în roșu și albastru? Și de ce? Pentru a-i duce în cap proștilor că noi suntem steaua. Deși tu ai culorile uh, declarate galben și albastru. Păi stai puțin și dacă eu mâine... Păi nu mai vreau să stau puțin. Păi tot mereu stăm puțin și nu spunem adevărul. Păi dacă eu mâine fac o echipă de fotbal și vreau ca ea să joace în roșu și albastru, n-am voie? Da, dar mai pui a treia culoare. Păi eu pus și Galben, păi... roșu și albastru. Nu. Ei au galben și albastru. Galben, roșu și albastru nu există. Există albastru, galben și roșu, drapelul României. Nu, nu, drapelul e... Da? Albastru, galben, roșu. Ah. <laughs> da, da, scuză-mă, da. Da? Și atunci? Totul este doar să se vadă ceva, mânjim ceva, să dăm impresia că așa facem. Păi, bă, joacă în albastru. Nu contează în ce joacă. Ba da, pe cum ai zis mai devreme, uh, în ce joacă. Toate, toate meciurile lor, toți uh, comentatorii, roșu-albaștri. Da. Mint. Păi dacă așa sunt îmbrăcați. Păi lasă că așa sunt îmbrăcați. Păi de ce Ei mint? nu sunt de roșii albaștri. Ei sunt galben albaștri. Păi... Pentru că așa spune actul. Ei sunt galben albaștri. Păi da, ane, da. Roși albaștri sunt doar de fațadă, bopsiți. Ei în uh, meciurile... Mă, rapidul joacă, dacă joacă negru, înseamnă că uh, 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 culorile lor sunt negre? Nu, culorile clubului definite sunt cele din acte. Majoritatea cluburilor din lumea asta joacă în cluburi, în culorile definite în acte. Nu joacă în, cul în culorile care le vor ei. Că joacă într-un într echipament, în deplasare, într-un alt echipament, că așa a venit moda, acum, da, așa, da, că violet în sau... florescent, în roz, da, da, în... Da, 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 da. Că Barcelona, în roz, și Real am văzut. Aia e altceva. Dar culorile lor de de, de dar sunt culorile definite în acte. Dar sunt zeci de meciuri în care FCSB-ul joacă în roșu și albastru. Păi asta spun. Și atunci cum e o vopsită. Păi și comentatorii cum să le spună? Păi Galben, nu, Ce nu, să, să zic le spună că... FCSB. Nu i duce în capul proștilor roșii albaștri, pentru că roșii albaștri le spunea lui Steaua sau vitejiștii. Dar așa nu știu, că sunt prea mici. Vitejiștii, să... da. Păi, vrei să dezvoltăm ce însemna Steaua? Păi, ăștia habar nu au. păi ei spune, domnule, ăsta e steaua. Ăsta s-a înființat în 1947, mă. Tu, dacă te-ai înființat în 2003, cum ai câștigat cupa campionului în 1986? Da. Dom'le, dar la meciul cu Ajax... Bă, exact. la meciul cu Ajax nu e bă, altceva decât tot la fel ceva vopsit. Ce să fie vopsit? A fost rezultat pe teren. Ce să da, dar, vezi, nu este strict, băi nene, e indubitabil al fost vrei să spui pe logica asta, nu vreau să doamne Nu, fereștere. nu pe logica, pe ce spune nu, 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 pe logica, legea României? Pe logica asta tu vrei să uh, înțelegem că echipa care a pornit din Liga 4 și acum în Liga... A pornit din Liga 4 eu n-am vrut să-l niciodată. Ai din Liga 4. Care a câștigat acum campionul? Nu e pentru că echipa nu există. Ai secția de fotbal a clubului sportiv al Armatei Sau București. Da. Aia a câștigat uh, Cupa Campionilor. Nu echipa. Echipa este. Continuatoare. Nu există continuatoare. Încă ceva. Dacă eu te primesc la mine în casă Cuvântul cu chirie. Încă ceva. Folosit obsesiv. Da, pentru că se, in, nu... se induce în, în capul proștilor ca continuat. Ce a continuat? Păi, fără dreptul meu ai continuat. Ai, fost, ai făcut un abuz de putere. Te primești la mine în casă ca, ca, și chiriaș și nu mai vrei să ieși și poți până spui că casa este a ta, că de fapt tu ai continuat să stai în ea. Adică pe mine, proprietar, nu mai e în considerare ca actul de proprietate. Îi spui chiriașului că proprietar banditește. Da. Păi ce se recunoaște în lume? Dreptul de proprietate sau un artificiu făcut o înșelăciune. Păi tine poate să dea cineva afară din casa ta? Păi mine poate să mă dea cineva afară din casa mea? Păi nu, nu poate. Că scrie clar cine este proprietar. Păi bun, și cu UEFA ce facem? UEFA este indusă în eroare și federația de-aia nu vrea să pună în aplicare să, să pună steaua în drepturi pentru că în momentul ăla recunoaște că au greșit și va răspunde în solidar cu multe sute de milioane. Are un pic de logică. Păi nu are de... logică. Ăsta este adevărul. Dar aia spun mizeria tot mereu. Ca să se prescrie. Să se treacă cu păderea. Ca să nu se ajungă la anumite... Deci, deci practic decizia normală era ca echipei... După prima instanță FCSB-ul nu trebuia să apară. Pentru că ei au intrat la jumatea campionatului, au schimbat siglă, au schimbat nume, au schimbat CIS, au schimbat tot. Cum? Când începi uh, campionatul sub un nume și înțelegi sub anume. Păi bine, s-au mai văzut din astea. Nu s-au văzut. E unicat. Nu, în România, zic, cu pandemia. A început campionatul sub o anumită formă și... Sub care formă? Terminat cu o finală între CFR și nu, nu. Dar s-a schimbat numele echipei? Era... A, nu, 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 zic, s-au păi... schimbat pe parcursul sezonului niște chestiuni care nu Ea... credei că se vor schimba. Iată treabă niște reguli. Da. Dar aici e vorba de încălcarea gravă a legii. E vorba de făcut de niște abuzuri. Și toată lumea îl ia de râdere pe talpan. Păi nu mă băieți români, bă, mâ mă. Bă, oameni buni. Talpan vrea adevărul. Își apără instituția care îl plătește. Da, dacă toată mai exagerează și dânsul. Are și... Fiecare din noi avem părți de bune da, și părți. și pe oprița, și, de și pe... De Poate vrea să-l afară și pe oprița. Poate... Și oprița a greșit. A greșit, că a terminat pe locul 13 și nu, pe locul 2. Nu, da, nu, nu. Eu consider pe oprița că a greșit pentru că nu este public să spună clar. Bă băieți, ăștia din club nu vrea să promovăm. Da. Nu. Ne ține aici pentru că primim niște uh, uh, spune, sponsorizări într-o într uh, fundație în care de acolo dispar banii. E simplu. Ideea nu vor să facă o, o societate corectă. Pentru că de acolo nu mă pot să fure nimeni. Da. Pui, cum să fure? Pentru că acolo trebuie 11 semnături ca să zic să vrun un leu. Deci tot la combinații se reduce... Bineînțeles, totul este a se fura, a se îmbogăți fiecare. Fiecare îl doare de el și nu de ceea ce ar trebui să-l doară. Nu și apără instituția și este cel care fură instituția. Aduți aminte la fostul comandant cum a închiriat terenul de la Oșa și plătea 40.000 de euro pe lună. Ce-ai simțit când ai văzut fcsb în mânghince? Nu vreți să știi. Ba da. N-am putut să dorm. Nervii. Tremuram. Mi-a luat foc stomacul. Mă iert că râd, dar... nu? <laughs> Acum da, e... Nu. Nu vrei să știi. Deci am avut niște stări foarte... Rele. Venea să Nu că... numai din faptul că au venit să joace acolo, din faptul că politicul... S -a, s -a, atât de mult s -a, s a implicat să facă treaba asta, dar bine că n-au reușit. N-au reușit să. Pe să, cum n-au reușit? Nu, a, a reușit de fațadă să inducă o parte. Dar să știi că, după ultima sentință, mulți care uh, susținau fcsb ul au făcut ca le-a întors. Da, bun, politicul ca politicul, dar au fost și o grămadă de oameni care au spus din toate uh, domeniile societății. Românești, care au spus, domnule, stadion din ban public, Nu. Publici. Nu. De ce să nu vine și FGSB? Stai puțin. Zi... Pe, eu spun ce Dar de ce nu se să joace pe rapid? Sau pe Craiova? Hai să spun ceva. Pe Craiova... Hai să spun ceva. Știi cum e făcut stadionul ăsta? E Ăsta nou? Steaua Stadiu... a avut stadion? a jucat pe nu, nu, nu. Republicii, nu? Steaua a avut stadion? Din 1974 dețin un stadion? Da. Terenul de sub stadion și el cu nu, asta ce nu știu. Pe spune-l e. Al Ministerului Apărării Naționale, donat de către regele Carol. Nu este a statului român. Pe păi și Ministerul Apărării Ce? Nu e statul român? Ministerul Apărării Naționale nu înseamnă statul român, înseamnă instituția statului român. Păi, dacă e o instituție, asta e dreptul meu, eu sunt proprietar pe el. Dacă nu pui un politic acolo ca să dea voie să facă treaba asta, nu, nu te oprește nimeni. Pentru că eu am avut stadion, iar tu, statul român, ai venit la mine să spui, e ca și cum uh, tu mâine vrei să ai văzut casa unuia frumoasă și domne, aici mi-aș dori să torn un film. Dar intri în casă și vezi că e dezordine. Și domne, eu mâine bag un milion în casa ta, o fac frumoasă, dar torn și o film aici. Au filmul, vorbind de campionatul european, și a revenit casa omului. Ce trebuie mai are statul român? Păi nu, eu vorbesc de. de mi, -ai luat, mi ai luat bunul meu. Stat, statul, statul român mi ai demolat bunul meu, care l-am făcut eu, armata. Păi ce a făcut? Stadionul Steaua a fost construit de către armată. A făcut altul mai frumos. Dar te-am pus eu? Păi, păi nu invoca că e din bani publici. Tu, statul român, te-ai oferit să faci ceva. Da. Bun, atunci nu e invocat dreptul ăsta că tu ai dreptul de proprietate asupra statului. Asupra... Au schimbat patru legi ca să poată să facă treaba asta. Deci nu-ți place că aveți un stadion modern? Ba, mie îmi place că avem un stadion modern. Dar nu invocat un stat niște chestii care nu, stau, nu e adevărat. Ăla era bunul ministerul Apărării Naționale donat de către regele Carol, terenul. Pe acest teren, Ministerul Apărării Naționale în 1972 s-a apucat să construiască un stadion. În 1974 a fost gata. Când a venit Dragnea și a spus că facem uh, 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 stadion nou, m rugat după mine Ministerul Apărării Naționale să spun la dispoziție stadionul vechi și îmi face altul nou. Te-am pus eu pe tine, să, am venit eu la tine, am bătut la ușă, făm stadion nou? La rapid să va cineva la ușă și a bătut la ușă? Nu. I-a rugat să pun la dispoziție terenurile să le fac să le facă stadioane. Da. Și aici stop. L-a făcut stadionul, l-a dat înapoi proprietarului de drept. De ce nu s-a dus uh, Ciolacu să se ducă la Ministerul Transportului să spui: mâine ce se beugea acolo? De ce? Să spun de ce? Pentru că, încă o dată, pe axa firea Gigi, fire, șefa de cabinet al lui Ciolacu este nevata lui Bahide, Ministrul Secretar de Stat al Ministerului Apărării Naționale. Și ce înseamnă asta? Păi cum adică? Păi nu legătura. Infracțiune. Abuz. Și tu, prim-ministru și te implici într-un căcat din ăsta? Adică tu nu te interesează ce spun 14 instanțe? Dai cu piciorul la toată legea din România. Nu te interesează. Nu aper bunul statului, cât bani a cheltuit statul român cu protejarea FCSB-ului atunci în Ghencea? Cine a plătit forțele alea de ordine? A încasat 24.000 de, de euro statul român, adică în speță Ministerul Apărării Naționale, iar pe partea cealaltă, Ministerul de Interne, cheltuie 500.000 de euro. Păi care legătura? Nu trebuia să aibă forțe de ordine, indiferent unde. Excesive! La niciun meci. Adina am vorbit amândoi. Că nu s-a existat măsuri. Aia? da. păi, atunci hai să vedem adevărul. Și zici că nu se mai întoarce acolo, nu? Da, poți să întoarcă. Acum rău a fost făcut. La meciurile FCSB-ului te uiți? Nu. Ei, nu. Eu nu mă uit că la meciurile lui nu stau. Atât. Atât? Atât. Și mergi la ele? La câte că pe... te mai văd la câte, pe la acolo. câte, Marea majoritate merg, da. Dar nu poți să ajungi la toate. Deci nu-ți dorești uh... Nu, nu vreau să te o tâmpenie. Ce să îndoresc? La 53 de ani mai îmi doresc ceva? Nu, nu, nu. nu. <laughs> deci am de campionat. Nu-ți doresc să-l ia, logică nu-ți dorești. Dar nu, 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 eu nu, eu nu, nu, gândesc așa. E că jucătorii n-au nicio vină sau... Nu are... Ei ce joacă să facă ceva. Ce vina au ăia că... Da, asta, da. Unul de acolo a făcut ce a făcut. Au vină jucătorii că joacă pe fals? Păi acum jocul ăsta pe fals? Păi de la început, din 2003, de la jumătatea campionatului, toate echipele care au jucat uh, 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 subnițurătoarele de FCSB de sunt false. To Toți jucătorii toate echipele? Echipa înseamnă... e alcătuită din jucători, nu vorbe de club. Da, da, Clubul da. deține echipa. Echipa se schimbă, e volatilă. N-ai mm -hmm. văzut că azi ești, mâine nu mai ești. Da. E da. simplu. Deci nu te uiți la meciurile lor? Niciodată. Aștept Steaua în Liga în 3. Asta e ultima ta dorință? Nu, ultima că nu, mor eu acum. Nu, 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 era sigur că așa completezi. Adică să-ți vezi de ale tale. De noi, oricum voi merge la meci, indiferent. Nu, da, asta e. Atât cât mă țin picioare. Ai văzut Champions League, ai văzut da, Am văzut pe zi, jucători mari. Da. Ai văzut schizma asta nenorocită sau cum să o numesc. Da, da? E... Asta ar fi ultima. să Nu, îmi doresc să se facă dreptate. Asta zic. Să se afle adevărul. Și cine a făcut porcările care l au făcut să răspundă? Adică eu nu văd de ce DNA-ul, când are câteva sute de plângeri, nu investighează. Și de ce? Sunt corupți aia. Și da. tine toți sunt corupți, adică... Păi, suntem un stat național corupt. Până în măduva oaselor. Când mergi la spital dai bani? Din fericire nu prea mai n am fost. De fapt, nu? Bun. Bun neam, cineva. Te duci la privat, ce să faci? Eu mă duc la privat. Pe și eu. Ai, bani, ai bani, ai da, bani, faci rost. Stai puțin. Dar unul care nu-și permite să meargă la privat. Da, ai dreptate. Ce face? Merge de bani, și pagă. Când un doctor câștigă 10.000 de euro pe lună. Dar 5.000 de euro în sus. Ce caracter? Despre ce vorbim? Toți suntem. Asta da. E în gena. Nu. Cred că acestui popor. Nu e în gena, nu. Este avarismul ăsta și... Uh, pe asta e gena. Să nu te mai doare de nimic. Adică, ce mă doare pe mine, nu că ce fac ăștia sus? Totul pleacă de acolo. Totul pleacă de acolo. S-a întâmplat ceva din ce a vrut poporul ăsta? Nu. Nu s-a întâmplat. Poporul a vrut să nu mai fie comunism. Și nu Comuniști. comuniștii. Da. Chiar cu politica văd că ești foarte prieten. Nu, nu. Doar urmăresc. Păi nu urmărești, dar ești foarte bine. Da. Pentru că văd în ansamblu. Nu te tentează să... Nu. 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 S nu, pentru că în politică trebuie să fii curvă. Trebuie să-i spui că faci ceva și tu nu faci. Aha. Și nu poți să fii așa. Nu pot. Mai bine îi spun omului în față. Pe ce facem pariul emisiunii, susținut de sponsorii de la Betano, să nu fie pe ceva din politică? Să fie ceva legat de steaua. Și care să se uh, împlinească, sau să se împlinească, să, să fie pe termen scurt, așa uh, supus realizării. Și cred că suporterii stelei abia așteaptă să comenteze, să vadă dacă pariul tău e veridic, care are o cotă mică, mare. Pariul meu aș pune să pariem că anul ăsta uh, ce se la București se va asocia cu o entitate pentru binele. Fotbalului stelist. Ia auziți. Și asta e, practic, uh, salvarea brandului. Da. Treceți Am... să comentați, mai ales că vine... Proiectul Steaua noastră. Asta trebuie să fie. Steaua noastră a steliștilor. A tuturor. Merită să comentați și să-l ascultați și să-l urmăriți pe Jean, pentru că, dincolo de, de răbuvnirile lui, majoritatea întemeiate, e un om care a înghețat, a tremurat, a parcurs toate stările posibile și imposibile la meciurile stele, începând cu anii 80 și până în prezent. Îți mulțumesc. mulțumesc. Cu anii 70. Îți mulțumesc. Mare plăcere. Și te mai aștept. Mare plăcere. Vă mulțumesc pe săptămâna viitoare la un nou episod. Tare de tot.